Salutăm oameni buni și bine ați venit la o nouă carieră aici pe canal Doar ce s-a terminat cariera cu Diaspora Un drum lung și frumos acolo alături de Călin O nouă carieră care a mers foarte departe Iar acum este momentul pentru un nou drum După ce am făcut cariera cu Ronaldo, cariera cu Messi Jucători mari care și-au încheiat carierele, au devenit antrenori Și-am făcut treabă foarte bună cu ei Este momentul să facem același drum și cu Neymar Neymar care în acest moment este la Al Hilal o să preluăm drumul lui de acolo, să încercăm să-l readucem în fotbalul mare, spre gloria pe care poate n-a atins-o. Poate un balon cu el, ar fi incredibil. Iar mai apoi să vedem un management acolo, un manager la anumite echipă să fie tare de tot. Sper că vă place această nouă idee de carieră. Like acolo pentru primul episod, din multe altele care urmează. Cam la două zile va veni cariera cu Neymar. Pentru prima dată vreodată mergem în Arabia Saudită la Al-Hilal George Jesus, antrenorul echipei Bono, Koulibaly, Neves Sunt jucători extraordinari și pe aici este și Neymar Care în realitate este accentat Dar aici o să sperăm că nu se mai rupe Ar fi aiurea rău de tot Și vom juca la 4 minute repriza O să dăm pe Legendary Hai să vedem cum merge așa Și începem drumul lui la Al-Hilal am mai învățat și eu câte ceva. Trebuie să pui wage la minim. Asta e musai. Și să îndeplinești cât mai multe obiective, dacă nu toate, ca să poți rămâne la o echipă. Nu că ne-ar interesa neapărat să rămânem la Al-Hilal. Deci, aici, de adevăr, trecem la minim și o să încercăm să îndeplinim obiectivele. Neymar, numărul 10, la Al-Hilal, un nou început în Arabia Saudită. Abia așteptă să plece. Se vede pe fața lui că parcă regretă puțin. Cred că Heartbeat era personalitatea mai bună O să ducem spre Heartbeat mai mult pe Neymar Parcă acolo erau traiturile mai potrivite Dar ce mai contează Ca pe atunci și primul meci e direct cu Al Nasser Direct Ronaldo vs Neymar Asta e o nebunie totală se sugerează investiții, păi e totul despre bani la Neymar. Poate să investească în tot felul. Poate să-și cumpere de toate, dar momentan o să se concentreze puțin și pe fotbal Hai să jucăm contra lui Al Nasr Care-i calendarul nostru? Primul meci cu Al Nasr, uite, în prima etapă După a a de echipa lui Benzema Și uh, este Arhilar și în uh, Cupa uh, Asiei Cupa campionilor Asiei Dar primul meci cu uh, Al Nasr e o nebunie Trebuie să-i băgăm antrenamente și trebuie să le facem inițial Ca mai apoi să-i creștem staturile, să-l uh, ducem sus de tot am luat aur mai puțin la defending, e foarte gros pe cu Neymar, nu știe nimic, are 30 Și mai ales Malcolm ne-a scus mingea, că e și brazilian de la haos Meci amical, a dat gol Neymar, chiar și în meciul amicale, dar nu o să jucăm aici Așteptăm să intrăm cu al o să dăm din cale, dar cred, spre meciul cu al Mă gândesc și antrenament, că trebuie să trecem de 90 cândva Prima etapă din Liga Arabiei Saudite la noi, Mitrovic, Malcom, Neves, Milinkovic, Savic, Koulibaly, un haos total, iar la ei, la fel, mulți grei, uite-l și pe Teles, ne-l controlăm doar pe Neymar, uite-l și pe Cristiano, direct meci între jucători uh, hipervedete, și trebuie să impresionăm, trebuie să fim tehnici, să venim cu schemele, ce obiective avem, nici nu contează, nu mai contează obiectivele aici, la Arabi Derbi de mare angajament Și e și trickster Neymar l a pe toate. Hai, la Neymar Neymar Direct cu niște scheme Și este atacat de Brozovic E greu să iei mingea Așa Forță Cât mai multe scheme Neymar nu trece de Sultan Dar mai are o șansă Primește mingea aceasta Este Mitrovic Careu Neymar Braziliana lui Neymar Neymar Nu trece de la port Nu s-a înjucat-o cum îi place lui Neymar aplaudându-și fanii L-a strigat un fan de acolo A zis Lindo <laughs> a zis niște cuvinte frumoase În portugheză Prima atingerea lui Cristiano Care nu foarte bine de Culibali, de Serghei Caută, l-a încercat și el o schemă Că a văzut la Neymar ce a să și el dar nu i-a ieșit până aici Ca nu Neymar Mușcăm frumos aici Din nou Neymar Neymar Gol Gol pentru Neymar Excelent Iată că Înscrie Neymar pentru la 0 Și face spectacol și la celebrare Luat brațele toți cu echipierii Primul gol al sezonului Bine că nu s-a rupt la săritură Mamă, da, uite că erau pe el acolo Da, zici că e un meci între Jucători retrași nu-și de nimeni interesul. Dar Neymar vrea mai mult, Știe că poate reveni, acolo nu e face pies League Ronaldo, luat cu asalt, nu-l ajută nimeni, e de, de adeptul. S-a oprit acolo, nu mai știe nimic. Neymar! Vrăjeli! Oh. <laughs> Așa trebuie. Neymar vrea să-l pe Cristiano Ronaldo Îi fură Ronaldo mingea Dar nu se lasă, nu lasă să treacă Ba, da, treci, a făcut o prostie Ronaldo Gol Nu Am vrut să-l iau pe Ronaldo la mingică reală Și s-a răzbunat pe noi Neymar Trece Neymar așa, da, centrarea lui Scoate o spină Un șut, centrarea a fost Neveș ca nu, la porți se aruncă acolo și respinge Migea din careul lui la Sâr Serghei, forță Haide, pentru Neymar E bun asta Neymar, prea bine E în care un Neymar încă una 2 la 1 Și sunt dansurile Spectacol, v-am zis Spectacol e cuvântul Care va caracteriza Această carieră cu Neymar Neymar în centru, îi place să joace și acolo Continuă cu Rabona Ho, oh, oh, da Albul la Nu pot să mai avansez Că mă ținea un adversar Ce ciudat Dubios rău meciul Wow, Savici, așa, Serghei Și o dă și acasă Are experiență de joc Salem, au făcut pasul la offside Neymar trage cu sângul Aproape de Hetric. A trece puțin pe lângă mingea asta Amiri n-are soluții și este gat 3 puncte muncite puncte aduse de Neymar. Ronaldo a scris și el odată, atunci am încercat să ridiculizăm, dar nu face așa ceva cu asemenea legendă. Iar bucuria lui Neymar e mare pentru că e primul meci jucat al Hilal. Bine, uite. De vorbă cu Mane. Te pup, Mane. Ne auzim. Sunt prieteni în afara terenului. Alahli face egal cu Aba Club. Super tătă. Bravo. Echipa lui Tătărușanu a scos aproape tot. Mai puțin două goluri. Însă e important că au făcut punctul. Mă întreb dacă mai are loc vreun transfer în Arabia Saudită la ce buget e și uite ce salariu are Neymar. Deja a făcut 500 de de euro și doar ce am început e august. Mergi cu Aletifac și aici dăm un geam turizalt. Să sperăm că dă Neymar gol și cu ei. A înscris, dar din păcate e un 2 la 2. Ar trebui ca Al Hilal totuși să ia ca ca asta e obiectivul nostru colectiv. E omul lui Neymar, Ascunde trofeul de rușine Că e plătit atât de bine și nu poate să bată Își dorește multe Nu e doar așa aici Pentru a lua o anumită sumă L-a luat Alitihad pe Paolo Reina Dar nu știm cine este Atletico l-a luat L-a dat de fapt pe Jose Maria Jimenez La tot în aviaute Da Înainte te l cumpără pe Beneder. Mereu ajunge Benieder la echipe tari Suntem în sferturile Champions League Asia Cu Shanghai noi vom juca și cu Shanghai, dar e turul. Am un turizat cu echipa din China, 1-0, Sergei Milinkovic Savic aduce victoria, iar aici suntem uh, atât de aproape de calificare în semifinale. Uh, probabil că arabii vor ajunge acolo, au jucătorii superiori. Mi se par totuși echipe modeste. Asta e fotbalul care vom începe, o experiență inedită. Kyle Walker la Borussia Dortmund. Asta e bomba verii. O care semnează cumva cu BFB Și este o nebunie pentru că Marco Royce a jucat toată cariera aici Și la final a spus, știi ceva? Hai că iau banii până la urmă A semnat cu Parisul Royce la PSG, ciudățenia cea mai mare Ali Tihad Meci foarte important și ăsta Între pe Fabinho Al brazilian King Abdullah Sport City Ce meci? Uite pe Karim Benzema Numărul 9 de aici nu s-a adaptat prea bine Este și ei în Au fotbaliști Mai puțin prin apărare pe acolo Pentru că ar trebui să măturăm cu ei Cu driblingurile pe care le poate genera Neymar Opa, le ascundem Neymar pe spate Excelent! Cu șahranii Care trebuie să dea drumul la minci Preferă centrarea Ce a vrut să facă Serghei Hai lung aici Albulahi, da, nu-i cerem așa ceva Pârnaie bă Doamne, ce pasă S-a dus la zeci de metri de Neymar Ce să mai zici Îl și pe Buendia L-au transferat, cred că aici, în carieră Buendia, care E și un jucător de viteză Un jucător care a prins meciuri în Premier League Mamă, cum pasez al Itihad S-a băgat Rube Neves Hai, mă, degajați-o de acolo Neymar la cap Să nu se rupă Aoleu, E un foul obținut de Neymar. Mi-e frică că s-ar accidenta. Benzema! Bono, nu poate să scoat. Gol Karim Benzema, ce șut! Ăsta este Benzema, un jucător uh, atât de eficient în care eu am avut nicio șansă. Joacă foarte bine al Itihad. Ah, nu-l avem pe Koulibaly, m-am prins, gata. Ok, nu-i Culibali, e jale. Am pățit ceva cu Libali sau l-au vândut, cine știe ce prostii ar fi făcut, dar nu mai avem fundași, cine știe ce Malcolm Vine Neymar aici Avem și pe Mitrovic, când din prima Mitrovic! Oh! Ce gol Mitrovic! Știe și Mitrovic E un atacant de cel mai înalt nivel 1 la 1 Mitrovic, e bună pasa asta Neymar prea bine Neymar, Hai să vedem cum o scoatem de acolo. A, aproape că trecusem. E Mitrovici! Apără portarul lui Ali Hai că le strecurăm cumva pe acolo. Știți ce e păcat la această carieră? Că n-am buton să simulez. Pă, de era buton să simulez, apăsam pe ăla într-una în care era asta cu Neymar. Ne-am fi aruncat pe jos căutând contactul, penaltiurile. Este un moment bun pentru noi. O, oh, crăcănelele! Cante, haide! Doamne, de mai și încă una. I-am dat crăcărele lui Cante. Oh, ce atac aici. Nu ne mai repliem deloc. Minge bubuite, Fabinho aici. Am picat. Degeaba am făcut spectacol. Ce hrani excelent. Vine Neymar și e o intrare bună. Deși a apărut că e penalti, s-a cerut penalti. Neymar. Neymar, îl pune jos pe adversar. Neymar. Dribblingul său. Neymar nu poate trece de Cadici. Prea multe pate pe cont propriu, de asta e stilul. Trebuie să-l abordăm. Poate acolo o recuperare, nu? E bună egal unde plasare, acum că stau să mă gândesc. Ah, nu pot reveni, nu mai, nu mai pot alerga. E a capitulat. no, Reina! Ne-au bătut. Mamă, aiure. <gântu -i> da. Aliti se-i pune acasă. Arhilal, din păcate, n-a făcut uh, față. Dezamăgire în vestiar, Neymar mai ceva că plânge Cred că are bonus la victorie prea mare și îl doare Un duel important aici cu shanghai -ul. Trebuie să scoatem un egal și nu mai avem pe Culibalie Tom Bakti acolo, într-adevăr s-ar putea să fi fost vândut De data asta joacă al Sherry în față Nu joacă nimeni în afară de Neymar, nu-l avem pe Mitrovic Va trebui să îi driblăm pe chinezi pentru a ajunge în top 4 Champions League Asia Uite schimbarea asta E practic Dumnezeu pe teren Aici cu chinezii și arabii E o diferență de la cer la pământ E malco măcar Sheri, leu. Liga a doua, bă! Ar juca maxim La cehlăul pe neamț Bine, Sabici Hai că suntem acolo, în dreapta O, de trecea Poate acum, da Mingea lui Neymar Ce face frumos aici Trece de exteriorul al șerii Protejează al șerii. drum Neymar, haide mă Ce picior a băgat Foarte bine aici E Neymar în centru Vine șutul în forță, iar o paradă Foarte bine a scos portarul lor Haide, în concentrare Să minge pe jos Se preferă mingea pe jos într centrând bine de tot al Sherry. Gata de golul uh, care se ne ducă la 2-0 la general și <coughs> fotbal amator. <coughs> Suntem cu fotbaliști amatori. Bă, ce gol e ăsta, mă? Sherry? nu cheamă al Sherry, cream că cheamă al Sherry. Nu, e doar Sherry. Sherry se bucură, nevoie mare, lovit de minge. L-a lovit minge. Ia uite -i. Uite un ce ședință îl bagă pe coechipier. Și dă gol cu burtica, care are puțină burtică câteva kilograme în plus pentru salehal al și ribal și cheamă <laughs> Nu, nu știu ce am scrie așa. Cred că putem merge și liniștiți, Nu știu, mi se pare că. Poate Neymar să ceară o schimbare după 56 de minute. Nu-i văd pe băieți ăștia înscriând sau clar nu două goluri. Simulăm restul meciului, sper că am avut dreptate, dar n-au marcat, n aveau cum să înscrie. Nu jucau pic de fotbal. 1-0 în tur, 1-0 retur, 2-0 cel mai scurt posibil și se califică și al Shabab, al Nasr clar calificat, al Itihad, cred eu că acasă vor izbuti să treacă pentru că au jucat impecabil acasă contra noastră, nu cred că a fost o întâmplare. Este transferul lui la Wolfsburg, de Paul semnează și el cu PSG, Arsenal l-ar vrea pe Hakimi, ar fi ceva să semneze Hakimi. El și se duce la Raio, Malcolm credem că va pleca la Chelsea A, Îl pierdem pe Malcolm deja Uite unde se duce la Chelsea, ce tare Normal că Chelsea ar transfera așa ceva Wilson și el la United au transferat 100 de atacanți Hakimi s-a dus la Arsenal, 62 de milioane și Malcolm pleacă la Chelsea L-am pierdut pe Malcolm Le mar la Sociedad, da l-am pierdut pe Malcolm Neymar și prietenii săi restul sezonului, e clar Meciul care urmează cu Alpha Tech care are mai multe puncte ca noi a, leu ce echipă, uitați-vă. Cred că l-au dat și pe Mitrovici. Hai să dăm geanturi și și să verificăm dacă i au dat pe Mitrovici cu Libali. Dar și două duble. Băi, un marcator bun, aparent. Tatărușeanu și-au trei bucăți de la al Alnasur. Ne-am pierdut toți cu echipierii. Da, nu mai sunt nici Mitrovici, nici Culibali, nici Malcom. Curățenii a fost. Au plecat toți. Nu știm unde au plecat și nu putem să-i căutăm. Dar într-adevăr această echipă a fost decimată Au vândut tot Și au retras sprijinul la financiar mare de tot Alac Dud O, ce meci! Burcă și tase Adversarii lui Neymar de data asta Jean turizat și în ăsta 2 la 1 A marcat Tawamba Neymar a scris, Asta e foarte bine și câștigăm meciul Încă 3 puncte dar nu știu cum Arhila se va bate cu Alitihad și Al Nasr, considerând că și au dat vedetele. Standing displays, e lăudat, mă! Sunt interviurile plătite să laude și ați văzut că nimeni nu l-a faultat încă pentru că e literă de lege. Cine îl faultează pe Neymar e ras. Nici măcar o fault la Neymar până acum. Poate de Neymar gol lui Tătărușan. Da, 3 la 1. A dat Neymar gol, a dat și Alșerii 2. Iată că-i batem și pe ăștia. O să mergem uh, cap la cap cu alte 3-4 echipe Va fi o luptă în 4 cel mai probabil la titlu uh, Vor fi echipele astea foarte sus Și uh, am picat cu Shandong care a scos-o pe Alitihad Cumva Așa babe cu Al Nasser În cupa campionilor Asiei dacă e nasoală situația, jucăm în retur. 4-0, ce vorbești? m a dat gol, a ratat și penaltii. 4-0, cum i-au scos ăștia pe Alitihad? Rușine mare pentru Karim Benzema O echipă de toată jena Sper să fie finala cu Al Nasuru Uite, Mane concentrat, tricoul lui Ronaldo Valoros rău de tot În campionat mai avem cu Al um, Faiha Și cred că ajungem și la 90 în curând Creștem destul de bine Trebuie să crească și stamina lui Neymar Defending-ul e loc să mai crească Gi am turizat aici acasă 3 la 1 Dublă Neymar spre a fi golgheterul poate sezonul ăsta în campionat, dar lupta e sigur cu Ronaldo și Benzema la titlul de golgheter. Ronaldo cu 9 goluri în 6 meciuri, ce animal! Neymar are 7 în 7, Benzema 6 în 6 meciuri și e returul care e irrelevant 0 la 0. S-a jucat la mișto, la luat Neymar galben în 1 probabil pentru proteste sau știu și eu pentru ce l-a luat. Dar generalul e 4 la 0 și Al Nasr se califică Grație golului din deplasare, că ăștia încă pe vremuri. 1-0 acasă, scorul scurt care îi duce în finala Cupei Campionilor Asiei. Cine va fi Mr. Champions League? Neymar sau Cristiano Ronaldo? Va fi, într-adevăr, momentul care decide totul. E un moment important în acest sezon. Sper să batem și aici în deplasare. 2-2. Am dat Neymar 2, dar nu mai suntem aceeași echipă. Va trebui poate să mai intrăm, dar totuși n-aș disputa foarte multe meciuri sezonul ăsta. E clar că noi avem alte obiective. Cele mai multe contribuții în Liga Arabiei Saudite. 17 puncte ne ține abia pe 4. Nu e o diferență foarte mare, dar restul nu se încurcă niciodată. Doar în meciul direct directe poate. Noi o tot facem. Am pierdut la puncte deja încât pare că titlul ăla e clar un obiectiv prea mare. Și uite, suntem în momentul mare pe care vom vedea data viitoare. Finala... Pe campionilor Asiei Al-Hilal, Al-Nasr După care trecem prin acest sezon Să mai jucăm cu Al-Ahli, cu Al-Nasr din nou Să încercăm cumva Să ne clasăm cât mai sus Dar ă, suntem deja pe 4 Și Damac prima Mamă, Nicușor Stanciu Nicușor Stanciu Iată cu echipa lui neînvinș Pe prima poziție în clasament Al-Nasr e pe 5 acum îmi dau seama Nu au atâtea puncte Ne-i mare jucătorul din septembrie N-au mai avut bani de lumină Că au dat toți banii lui Și de asta apare așa Da Și Tom Bacti s-a rupt o lună Că asta ne mai trebuia Oricum n-aveam fundași E jale În orice caz noi vom continua la Alhilal Ne vom face treaba și vom căuta transferul la o echipă de top Unde cu siguranță putem ajunge Spuneți-mi comentarii La ce echipă l vedea pe Neymar în sezonul următor. Asta, bineînțeles, dacă o să fim ofertați și îndeplinim și condițiile pentru a ajunge acolo. Acesta a fost primul episod, al doilea vine cât de curând, așa că stați pe aproape aici pe canal. Cam atât de data asta. Pa, pa!